Секция патрулари Белц, ал дирекция ди патрулари Норд, ал инспекторатул национальной секретати публика, вы информязы, кэн перевада имедиата урматуари, вадис вашура активитетси ориентатила комбатеря казурлор ди паркерни регламентари по территории муниципилу Белц. Цин са менционез, ка автомобили ле паркате не регламентар, ну дуар ка креаза импедименти алтор партичипанц ла трафик, дар ши инфлуенцаза негатив асупра ситуации акцидентари. Astfel, spre exemplu, automobilele parcate neregulamentar pe trecerile de pietoni sau în adiacentul acestora diminuează câmpul vizual al șoferilor, punând în pericol viața și sănătatea pietonilor. По поводу в данный момент мы будем составить протокол господину водителю за статью 238, часть 2. 18 единиц условных и 4 балла. Это выходит 900 лей и 4 балла штрафные очков. А за что? Что он нарушил? За парковку неположенного места 25 метров от остановки, центральной остановки. Totodată vă informăm că în adresa administrației publice locale au fost expediate mai multe demersuri referitor la lipsa locurilor de parcare pe teritoriul municipiului Bălți cu propuneri de amenajare a locurilor date. Дорога не позволяет за парковку, что не имеет 6 метров. Так что за это нарушение предусмотрено по статье 238, часть 2, штраф 18 единиц и 4 балла. Знака здесь нет? Нет, предупреждения нет. Откуда я мог знать, что здесь есть знак? Нельзя ставить машину. Там же можно? Там меньше расстояние такое. Conform articol 238.1 al codului contravențional, pentru încălcarea regulilor de oprire în locurile interzise, se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale, ceea ce constituie de la 150 de lei la 300 de lei. Conform articolului 238.2, staționarea sau parcarea în locurile interzise se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale cu aplicarea 4 puncte de penalizare, ceea ce constituie de la 900 la 1500 de lei. Dumnealui a încălcat cerințele indicatorului 331, oprire interzisă. Și este interzis pentru conducătorii auto să staționeze, să parcheze în raza de acțiune indicatorului respectiv. Dumnealui a încălcat cerințele indicatorului 331 și este sancționat cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale cu aplicarea 3 puncte de penalizare, ce este echivalent la 750-1500. Interzis parcare pe partea stângă, inclusiv este indicatorul 331, domnul conducător. Auziți? Da. Cunoașteți? Cunoașteți că este indicatorul, dar... Eu cred că poate și e. Pe dumneavoastră, când vă ridicați la deal, este indicatorul amplasat pe partea stângă. Da, nu este nevoie. În privința dumneavoastră, scrie în tocmit un proces verbal conform articolul 240, alineatul 1, cu o amendă de 15 unități și 3 puncte de penalizare. Парковка у нас с правой стороны, а с левой стороны, как известно, там нельзя парковаться, потому что знак расположен. Мы всем даем комментарии по этому поводу, всех стараемся оградить и обезопасить, но они, несмотря на наши эти разъяснения, все равно останавливаются с левой стороны, то есть нарушают правила. Можно увеличить два раза парковку в центре города? За мой счет я это сделаю. Просто Романов, спекулянт Романов.
просто сделаю за свой счет, увеличу парковку в двустороннем порядке. То есть и право, и лево. Но лево, я подчеркиваю, за свой счет сделаю, но по нулевой ставке, чтобы здесь никто не обелечивал. Потому что приезжают пожилые люди, старики, бедные, инвалиды. И они не могут вытащить эти 8 лей или 10 лей за билетик. Вы поймите правильно, за парковочку. Здесь слева нормально, как сделали энергосети, то я сделаю точно так же за свой счет все. Только не брать с них за это плату. Пожалуйста. Угу. Пожалуйста, проект сделал. Все официально, как положено. Разрешите. Conform articolul 233 neacordarea de prioritate legală pietonilor sau cicliștilor se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale cu aplicarea 4 puncte de penalizare. Conform articolul 223 alineatul 1, crearea intenționată de obstacol în circulația rutieră se sancționează cu amendă de la 18 la 30 de unități convenționale, ceea ce constituie de la 900 la 1500 de lei. Și conform articolul 223 alineatul 2, crearea de obstacol în circulație din imprudență se sancționează cu amendă de la 9 la 18 unități convenționale, ceea ce constituie de la 450 de lei la 900. Noi plutonul de bicicliști activăm în municipiul Bălți. Și anume, avem sectoarele centru, sectoarele de la cartierul 8, patrulăm în jurul pieții pentru a respecta ordinea publică și totodată regulamentul circulației rutiere, anume asigurarea traficului rutier. Cum observați deocamdată, pe strada dată sunt mașini parcate neregulamentar, și anume, fie sens opus sau în intersecție. Deodată observați cum persoana dată se deplasa de pe strada din spatele pieții, ignorând indicatorul 3.1 acest interzis și indicatorul de direcție sens obligatoriu înainte. Totodată este întocmit și proces verbal. Pentru parcarea nereglementară, cum este în intersecție, amenda este prevăzută de articolul 238 alineatul 2 cod contravențional a Republicii Moldova și prevede de la 900 la 1000 jumătate cu aplicare la 4 puncte de penalizare. Pentru indicatoarele de direcție obligatorie sau de interzicere, amenda este prevăzută de articolul 240 alineatul 1 cu amenda de la 15 unități convenționale până la 30, cu 3 puncte penalizare, adică de la 750 de lei până la 1.500 cu aplicarea